Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem de jucat meciul la War, dar înainte de asta aș vrea să dăm și un meci de 1v1 în arenă. Sau putem încerca un 2v2 triple elixir. Hai să încercăm totuși un triple elixir, pentru că ar trebui să fie mai rapid. Ok, avem cărți destul de bune și la advers, și la coechipier. Să începem cu Baby Dragon-ul. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați butonul de like. Trimitem Hog-ul, trimitem și Mini P.E.K.K.A. Să dăm aici un freeze pe... Din păcate n-am prins și Wizard-ul. Să punem Tesla. Să pun și Valkyra pe trupe acolo, scăpăm de balon, trimitem din nou Hog-ul, dăm și un freeze aici, dăm și un arrows. Dacă venea un pic mai devreme am fi scos acel okay, să scăpăm de wizard neapărat. Da, ieșim destul de bine din acest atac. Da, am pus acolo foarte bine frizul. Oh, și reușește acel... Ok, trebuie să scăpăm de balon, s-ar putea să-l fi dat prea devreme. No, el l-am dat destul de bine. Hai să trimitem Hog Rider-ul. Dăm aici un freeze. Scăpăm de Tesla, dar nu reușim să ajungem pe turn. Ok, o să dau un arrows pe trupe de acolo. Da, reușește Wizard-ul două hituri pe turn. Ok, vreau un freeze aici. Scăpăm de pe camare. Trimitem Valkyra din spate. Cred că ar fi trebuit să... Hai să dăm totuși. Bun. Da, sincer, n-ar trebui să avem probleme cu câștigarea acestui match. Deja o să dau aici o rachetă. Ah, s-a grăbit un pic cu... Ok, trimitem și un... și un arrow, spawn și obținem victoria. Hai să vedem... ce obținem, avem un silver chest, excelent, putem să-i dăm deja drumul și haideți să jucăm meciul la War. Trebuie să ne facem deck-ul, avem boy destul de multe cărți de level 12, chiar avem din ce să ne alegem. O să luăm așa, o să luăm Golem, Fireball, Flying Machine, cred că și Rascals, luăm Valkyra, putem să luăm și Racheta. Aș mai lua Elite Barbarians și cred că Knight-ul. Dar avem un deck destul de scump. S-ar putea să fie riscant. Nu avem nicio clădire. Tesla e abia de level 9, așa că nu voi risca să o iau. Cu toate astea, hai să încercăm cu deck-ul acesta. Eu sper să fi fost o alegere bună. În orice caz, vom păstra golemul până la final. O să-l punem doar după ce intrăm în double elixir. Dau aici un fireball. Boy, Magical Archer de level 9 e foarte puțin. Foarte puțin mi se pare. Să punem Valkyra noastră de level 12 pe ambele trupe.
care vom trimite și rascălși din spate. Da, avem puțin noroc, avem cărți un pic mai bune decât el. Trimitem deja Flying Machine-ul. Ar trebui să se ocupe de acei Fire Spirits care ies din Furnace. Da. Băi, omul știe să joacă. Ați văzut ce bine a pus Magic Archer-ul? Să dea și în turn și în Flying Machine. Deci chiar știe să joace. Doar că nu înțeleg de ce are cărți așa de slabe. Bun, deja pus și el golemul. Hai să vedem. Avem aici 4 cărți, 4 trupe. Ok, punem Rascal și imediat va trebui să targeteze pe Valkyrie, perfect. Ok, îți spunem Flying Machine-ul pentru acel bomber. Mult mai periculos decât golemul și reușește 2 hituri. Și momentan îi stau mult mai bine decât noi. El, de fapt, e unul singur. Bun, cred că vom trimite și noi... Trimitem golemul. Hai să vedem cu cel... cel întâmpină. Ce bine am dat... acel... Fireball acolo. Și îl atacăm prin 2 părți. L-am forțat să pună golemul pe partea stângă. Hai să vedem. Bun, îi scoatem deja primul turn. Și ar trebui să câștigăm acest meci. Mai sunt mai puțin de 10 secunde din match. Dăm racheta pe balon și cu siguranță nu are nicio șansă să ne bată. Bun, am câștigat și match-ul din War. Ne luăm 1000 de gold în victory points și rămâne pe locul 2 din păcate. Donăm repede în clan și hai să dăm și un meci de 1v1 în arenă. Bun. Începem cu Valkyria din spate. Trimitem Baby Dragon-ul, trimitem și Hogul. Avem destul elixir pentru freeze, încă nu. Da, scăpăm de acel mini peta cu ajutorul Baby Dragon-ului. Hai să vedem cum ne vom apăra de acest Baby Dragon al lui. Scăpăm de Hog. Și ce bine că targetează ambele clădiri pe Baby Dragon-ul lui, și Tesla și turnul. Și reușim să-l scoatem fără să luăm damage. Vom începe un nou atac cu Valkyria din spate. Vom trimite și Baby Dragon-ul. Mai avem Hog și Freeze și ar trebui să ne ducem destul de puternic. Dar cred că mai degrabă o să dau racheta pe acea muschetiră. Bun. O să pun Tesla. Totuși prinde pușul și sare pe ea. Scăpăm fără săritura Mega Knight-ului. A reușit mini pe ca să scoată Hog-ul. Și hai să vedem dacă doborâm turnul. Ar trebui să da. Perfect. Și mai avem un minut în care trebuie să ne apărăm și să păstrăm acest avantaj pe care l-am dobândit.
hai să trimitem-o și Baby Dragon-ul. Avem elixir și pentru Tesla. Să dau rachetă, nu cred că are rost. Am putea să o dăm acum, dacă rămâne. Da, perfect. Bun. Trimitem și mini pack-ul. Oh, era asta un friză, iurea. Hai să vedem cum scăpăm de acest atac. Bun. Da, și mai sunt 12 secunde din match. Practic, nu cred că se mai poate întâmpla mare lucru. Trimitem așa o salvă de săgeți. Și obținem încă o victorie. Avem 3 victorii din 3 în acest episod. Primim un golden chest, 44 de gold și cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!